statul român poate demonstra că intervine în timp, nu-i spun record, dar relativ repede, în momentul în care oamenii simt că au nevoie de așa ceva. Și doamna Meluța, spuneți-ne câte decizii vom semna astăzi pentru anchetele sociale a celor inundați la Dâmbrovca și la Dobrogea. 15 familii vor fi ajutate astăzi, adică astăzi se luăm deciziile, așa cum noi am promis, în 3 zile și-au desfășurat toate etapele birocratice și fiecare familie va primi între 7.000 și 10.000 de lei. Între 7.000 și 10.000 de lei. Deci se poate.